Ia uite, suntem pe adubanda asta, iar când merge la bot? Să vedem noi, 30, merge, are 50. Bun, dă a 3. Bun. Cei doi se află cel mai probabil în mașina părinților. Și ia bordul. Ce forță, bă, frate, mă încerc că mă umor aici. Stai să mă pun și eu acum cu Elescu. Încerc, frate, ia parchează-mă să mă pun și eu. Pe imagini se vede cum cei doi șoferi minori își schimbă locurile la volan, iar la un moment dat, unul dintre ei lovește o altă mașină, moment în care se declanșează airbag-ul. Bun, dăm altâia și luăm piciorul, bine. Dăm așa, luăm o dată, când dăm o două și dăm așa și când dăm o treia și facem o și dăm a doua. Bun, și luăm virajul. Adică verbele... Dăm! Și când... Polițiștii din Mehedinți au vizionat imaginile și au reușit să afle marca autoturismului și culoarea. Este un impact, dar se pare că ambii copii, ambii minori, au putut părăsi autoturismul. Nu cred că este vorba de vătămarea de persoane. Indiciile pe care le au polițiștii nu sunt însă suficiente pentru identificarea celor doi. Am putut identifica doar marca autovehiculului, e vorba de un Audi, culoare roșie, dar nu putem stabili cu exactitate nici numărul de matriculare al acestei mașini. De asemenea, din imagini nu se poate stabili localitatea sau sectorul de drum unde s-a făcut înregistrarea. Ce pot să vă spun? Că în ultima perioadă nu avem, din verificările efectuate, înregistrată nicio tamponare, niciun accident cu pagube materiale la care conducătorul auto să fie plecat de la fața locului în care să fie implicat un Audi de culoare roșie. Polițiștii din Mehedinți fac în continuare verificări în încercarea de a identifica pe cei doi. Urmăresc cu atenție și rețelele de socializare și așteaptă mesaje de la cei care îi recunosc pe copii. Părinții sau cei care au încredințat autoturismul celor doi riscă închisoarea de la 1 la 5 ani.